vârsta asta și nu te-a călcat tramvaiul? De fapt, stai că știu de ce, că a fost proasta lângă tine, nu? Dacă nu eram eu, era vai și amar de capul tău. Să nu zici că te-ai încurcat cu vreuna și ți-e să n-afle nevastă. M-am încurcat. Nu m-am încurcat. Consider că dacă mă vroia ca femeie, știa unde sunt, nu? Până la urmă dormim în fiecare seară împreună. Bine, dormeam ca cu urul pe canapea în sufragerie. Eu chiar m-am simțit foarte bine cu tine și clar aș vrea să ne mai vedem. Dar ai o familie acasă, fii realist. Ești doar o egoistă și o obsedată de putere și de control, da? Tu vrei să controlezi totul. Una dintre cele mai grave probleme într-un cuplu este raportul greșit de poziționare dintre parteneri. Când unul se crede mai bun decât celălalt, mai deștept sau mai îndreptățit, apare un dezechilibru similar cu dispariția respectului. Și să vă spun ceva din experiența mea de viață. Căsnicii bazate pe respect și cu mai puțină iubire am mai văzut. Dar căsnicii funcționale, fără respect, nu. I'm high and dry when no one can see. If there's no one... Vlad și Ela sunt împreună de pe vremea când erau la liceu. A fost dragoste mare, dar în timp pasiunea încet încet a trecut. Acum au un cămin, au un copil, dar relația este departe de cea care a fost la început. Cine m-a fi pus pe mine să mă mărit cu omul ăsta? Doamne, de ce nu mi-ai arătat de la început cât de incapabil poate să fie? Decât să facă Vlad un lucru, mai bine ar sta pe canapea. Decât să mă ajute, mai rău mă încurcă. Băi, putoare ordinară, de ce m-ai pus astea în dula până apoi? Ce măi, femeie, iar ce Dumnezeu s-a mai făcut? Nu-mi răspunde cu întrebare, de ce ai pus hainele alea înapoi? De ce le-ai pus în dulap? Dar ce au hainele astea până la urmă? De ce să nu fie pus în dulap? Tu nu vezi, mai orbule, că sunt necălcate? Cum ai putut să le pui înapoi? Așa le-ai pus? Femeie, ce mă de te isterizezi doar din atât? Sunt niște țoale care au fost puse în șifonier foarte bine. Le puteai scoate. Tu le călcai dacă erai atât de vrednică și voiai tu să faci marea cu sarea. Ce dar tu nu le vedeai? Ești orb? Tu nu le-am văzut. Că... Da, uite că nu le-am văzut. Omul a rămas pentru chestia. Păi, omule, tu chiar nu ești capabil de nimic, mă, în viața asta? În familia asta nu mai există dialog. Există doar părerea Elei și atât. De ce ai băgat alea în dulap dacă ai văzut că erau necălcate? Pur și simplu le-am pus acolo că asta am făcut. Am vrut să te ajut. Ok, da, mă ajut. Păi mai rău mă încurci tu decât să mă ajuți. Băi, femeie, mai rău mă încurci, nu ești capabil de nimic. Nu te mai esteriza, te rog eu mult de tot. Băi, pe bune, mă exasperez cu chestia asta. Cum, tu nu vezi că eu vorbesc cu tine și zici că vorbesc cu pereții? Asta ai vorbit? Așa numești tu? A vorbi? Da, cu tine cum vrei să o dau, că nu înțeleg. Vorbește, băi, frate, calm. Vorbește liniștit. Păi tu mă provoci să vorbesc așa. De ce ai luat hainele alea și le-ai pus acolo? Ok, le-am luat și le-am pus acolo, că asta am făcut. Asta am vrut eu să fac. Să le pun să te ajut. Nu-ți convine? La revedere. Păi tu mai rău mă încurci. Tu mai rău mă încurci. Foarte bine, asta este. Nu o să te mai ajut. Sunt căsătorită cu Vlad de 8 ani, dar de 3, parcă nu-l mai suport. Mă mir cum ai ajuns la vârsta asta și nu te-a călcat tramvaiul. De fapt, stai că știu de ce, că a fost proasta lângă tine, nu? Dacă nu eram eu, era vai și amar de capul tău. Măi, femeie, tu te realizezi că în momentul ăsta țip ca o descreierată de pomană? Tu îți dai seama că asta faci? Adică mă faci și proastă acum și descreierată sau cum? Meu. Bă, dar cum reușești, băi, frate? Bă, de unde scoți, mă, logica asta? Cum reușești să interpretezi tu absolut tot ce spun? Păi tu m-ai făcut acum câteva secunde, mă faci disperată, cum, de faptul ce mă jignești? Faptul că țipi ca o descreierată nu înseamnă că ești descreierată, înseamnă că faci pe descreierată, adică țipi ca una, nu că ești. Vrei să facem... Nu. Eu doar ți-am spus, controlează-ți tonul și atitudinea, exagerezi foarte mult. Păi tu mă provoci, din cauza ta reacționezi așa. Bun, ok. Mă doare foarte rău când o văd pe Ela comportându-se așa. Pur și simplu nu o mai recunosc. Asta nu este femeia cu care m-am căsătorit. Nu te poți abține, tu nu vezi, tu nu observi că sari calul foarte mult. Din care e problema atât de gravă, arzătoare? Pentru că discut cu tine și
zici că vorbesc cu pereții, nu vezi că păi nu ne înțelegem? Ori dacă lași tonul la mai jos, să nu mai țipi în halul ăsta, păi tu mă provoci, tu mă provoci, mai omule, să vorbesc așa. Tu ce te-am provocat? Am pus niște haine în șifonier, foarte bine, nu le mai pun, le las acolo să putrezească. Chiar atât de incapabil ești, nu ești capabil să lași niște haine și acolo? Și ce vrei, să le și calc înainte sau cum, că nu înțeleg? Până mai ieși la mișto acum, nu? Nu, dar zi-mi de ce țip, ca nu să înțeleg. Nu ți-ajunge că m-ai jignit până acum? Zi-mi de ce te comporți ca o disperată. Zi-mi de ce, că nu le-am călcat? Trebuia să le și calc? Păi tu n-ai văzut că erau necălcate? De ce le-ai pus în șifonier necălcate? Bun, și ce trebuia să fac asta? Te-ntreb. Să le lași acolo, de ce te implici, măcar? Dacă nu știi, nu te mai băga! Ok, n-am să mă mai bag, n-am să te mai ajut. Și dacă nu te ajut, tot tu țip, că de ce nu te ajut și mă faci putoare ordinară, nu-i așa? Deci oricum aș dau cu tine, nici cum nu-i bine. Ești un incapabil, deci nu ești bun de absolut nimic. Tu ești foarte capabil. Da, eu sunt. Ești minunat. Cum tu țip la mine, n-aș putea să țip și eu la tine? Să încep, dacă nu începem provoca, pe aici să facem pe nebunii? N-aș reacționa așa. Nu? Nu. Da, nu știu ce să zic. Sincer, chiar mi se pare foarte exagerat din partea ta. Ok, lasă-mă pe mine că-s mare, dar să te comporți așa cu copilul prin preajmă, crede-mă. E foarte exagerat din partea ta și nu e ok. Și ți-am mai spus asta de aici pe mii de ori. Îmi iubesc foarte mult soția. Poate că de aceea ai și acceptat atât. Bine, mai este și copilul la mijloc, care nu merită să crească într-o familie destrămată, dar nici într-o familie de nebun. Hai, lasă-mă că nu e copilul cu noi în casă, n-aude ce vorbim. Cum să nu? Uite, e pe terasă, se joacă și aude tot. Adineori bătea mingea, acum a lăsat mingea, s-a pus pe scaun. Ți se pare un comportament normal? Eu zic că nu. Tu nu-ți dai seama că traumatizezi toată familia cu tot comportamentul ăsta al tău? Tu nu-ți dai seama că ai disperat toată casa asta cu țipetele tale și cu urletele tale? Da, tu. Eu am disperat. Da, din cauza mea suntem în situația asta, nu? Da, datorită comportamentului tău, exagerărilor tale. Cât crezi că o să mai reziste situația așa? Păi tu ești un om cu care să mă înțeleg eu? Tu ești un om cu care să poți să discut ceva? Tu nu vezi că ești incapabil? Vorbesc cu tine una, tu faci alta. Eu discut și tu țip și tot eu sunt cel cu care nu te poți da, înțelege. Da, tu ești, tu ești. Vrei de să țip și eu ca să ne înțelegem pe limba asta? Până și copilul și-a dat seama că nu se poate baza pe propriul tată. Orice vrea, vrea de la mine. Păi ești tu în stare să țip? Ești tu în stare să vorbești? Tu nu ești, mă, capabil de nimic, de absolut nimic. Dacă nu ridic tonul la tine, asta nu înseamnă că sunt un incapabil. Ce învață copilul ăla de la tine? Păi învață de la tine, are ce să învețe de la tine, normal că seamănă cu mine copilul ăla, că dacă seamănă cu tine, o luam la sănătoasă. Ceva foarte educat. Și prin comportamentul ăsta ce vrei să demonstrezi? Că o să întorci copilul acela împotriva mea? Nu întorc copilul împotriva ta, eu doar îl feresc de tine și m-aș abține, dar tu mă aduci în situația asta să reacționez așa. Băi, Ela, tu ești conștientă că eu nu ți-am spus absolut nimic și ai venit să țip ca o descrierată de pe scări? Tu îți dai seama de chestia asta? Conștientizezi că tu în momentul acesta țipi de pomană? Cred că soția mea are nevoie să lucreze de la birou și nu de acasă. Munca de acasă parcă a înnebunit-o cu tot. În ultimul timp nici nu trebuie să mai zici ceva, că mă scoți din pepeni. Păi și atunci ce mai stai cu un om ca mine? Dacă eu te scot din pepeni pe tine și eu nu mai sunt bun pentru o femeie ca tine, de ce mai stai cu mine? Nu mai stau, mă duc și iau copilul și o să plec ca să nu te mai vadă. Foarte bine. Matei, hai să mergem, că n-avem ce să facem aici cu tactul. Ela este într-adevăr exagerată, iar Vlad pare un monument de răbdare. Dar este evident că doar copilul și ideea de familie îl țin lângă Ela. Asta în ciuda faptului că Vlad încă își iubește soția, dar uneori iubirea nu poate învinge o relație nefuncțională. Hai să trești. Dar ce faci mai aici în parc? Nu-ți mai place la sală? Salut. Ha? Mai bine în aer liber, frate. De ce? La sală și așa mă simt eu închis, mă mai duc și la sală, mă închid de tot, o iau razna. Dar ce-i de alergi așa? De cine fugi? De cine vrei să scapi? Aș fugi eu, da? Oricât aș fugi, simt că nu mai scap, frate. Aici e singurul loc unde pot să vin să mă descarc de toată tensiunea. Să nu zici că te-ai încurcat cu vreuna și ți-e să n-afle nevasta. M-am încurcat. Nu m-am încurcat. Cu cine sunt eu încurcat, chiar nu trebuie să mă feresc deloc. Băi, ia stai așa, că mă bagi în ceață. Mie nu-mi plac jocurile astea de cuvinte, că eu nu mă descurc cu ele. Ia zi, până la urmă te-ai încurcat sau nu te-ai încurcat cu cineva? E vorba de el. E vorba de el, frate, nu știu, pur și simplu nu mai înțeleg ce e în capul ei, ce vrea, de ce se comportă așa, bă, zici așa, că... frate, e nevastă ta, cum să fie vorba de ea? Nevastă mea naște, frate, dar ea e mai mult șefă fizic, e torționar, frate. Deci că e nepoata lui Vișinescu, ești nebun.
Păi și cum ai ajuns, frate, în situația asta? Ce se întâmplă cu voi? Nu știu, frate, pur și simplu s-a schimbat. Nu mă mai înțeleg cu ea, orice zic, orice fac, îi se pare că fac andoasele, îi se pare că sunt împotriva ei. Nu știu. Băi... Mă jignește într-una. A început nici măcar să nu se mai controleze de față cu matei, frate. Adică la modul cel mai serios. Cât, Doamne, iartă-mă să mai supun și eu. Nasoală situație, frate. Dar n-ai încercat și tu să vorbești cu ea la modul că... Nu știu, nu când vă certați, atunci să pornești discuția. Gen dimineața la cafea sau noaptea în dormitor după ce calmezi monstru. Tu, știu, mă gândești cam prea pozitiv, frate. Nu știu ce bărbat ar suporta tot ce suportă Vlad. Treaba lui. Fiecare cum își așterne așa doarme. Nu gândesc ca un om normal. Da, bravo, ca un om normal. Dar ela e normală? Nu e, da, frate, spune. Băi, hai că o cunosc. Nu poate, bă, nu poți să zici că nu e o femeie normală. Sincer, e o mamă, e o femeie, e soția ta. Ți-am mai spus, toate chestiile astea în acte. Ai înțeles? Aia, în acte. Dar fizic nu e. Fizic e păi și ce se întâmplă, frate? Adică... Cum drag să mă duc, mă, frate, la ea? Cum naiba să mă duc la ea în noaptea în dormitor și să-i zic de Mirce? Să ce? Păi hai să ce? Facem ce după ce mă facem toate felurile, mă facem porc ordinar și mai știu eu cum... N-am cum, frate, după ce mă înjosește până și în fața copilului atât, chiar nu mai suport să merg și în genunchi să ce? Bă, de dragul familiei și de dragul de a rezolva problema, poate ar trebui, nu știu, să mai lași din orgoliu și să încerci. Dar nu vorbim de orgoliu, nu vorbim de orgoliu, că tot vorbesc cu ea frumos, tot vorbesc cu ea frumos. Ea și dacă pun o furculiță, așa, invers, tot începe și face ca toate alea. Poate tot începe să mă jignesc. Ai încercat să o ajuți? Poate e prea stresată cu dacă copilul, nici eu nu cu ajut, jobul. Cu... Dacă nici eu nu ajut și dacă o ajut, că nu fac bine. Dacă nu ajut, că face singură. Bă, cum o dau tot nu-i bine. Până la urmă, așa sunt femeile. Dar din ce spui tu, îmi dau seama că aveți o căsnicie toxică, frate. Foarte toxică. Foarte toxică și cel mai mult mi-e teamă pentru educația lui ăla mic. N-ai bă, dar să... știi ce e... Nu mai suntem în antichitate, frate, în care asta e căsnicia, trebuie să stai să suporți, să înghiți. Bine, pe vremuri femeia nu ieșea din cuvântul bărbatului. De ce nu o rupeți, frate? Divorțează, scapă de ea. Ce ușor ți-e să spui din gură, frate. Ai uitat că am copii? Așa? Ai copii. Ai un copil, n-ai ca și cum ai avea o grădiniță. Și dacă ai un copil, acum ce vrei? Să te nenorocești tu? Oricât de mult ți-ai dorit ca familia să nu se destrame, nu mai merge. Aia e. Nu merită să suferi pentru nimeni și pentru nimic. Fiecare o ia pe drumul lui și ca asta basta. Dar măcar ia o pauză, frate. Ia-ți timp pentru tine. Bine. Uite, dacă vrei, eu te pot ajuta. Poți să vii să stai la mine. Eu nu stai vreau câteva să-mi pierd zile la familia, mine, frate, înțeles? Nu știu, am tot încercat să o ajut, dar... Nu pot să plec așa, doar, nu știu. Păi n-ai încotro, dacă nu pleci, o să te termin psihic. E lumea asta plină de nebuni. Vrei să faci tu parte din ei? Bă, crede-mă că mă consumă foarte tare situația asta și habar n-am în ce direcție să iau, habar n-am ce să fac, mă crezi? Deci pur și simplu am ajuns să merg singur de nebun pe stradă să vorbesc de unul singur. Că n-am cu cine să vorbesc, n-am cum să mă descarc, cu ea nu pot să comunic. Îl mai văd și pe Matei, săracul, că se uită la noi ca la filme cu nebuni. Păi îți dai seama că nu o să înțeleagă nimic copilul ăla și în felul ăsta... El o să înțeleagă că tati e un fraier și că mami e aia puternică, mami e aia care taie, mami e aia care spânzură. Ce-i drept într-o căsnicie, femeia conduce, frate, dar nici în halul ăsta să te umilească. E prea exagerează, frate, că nu e vorba de conducere, e vorba de cât exagerează cu jignirile, cu josirile. Tu știi cât mă înjosește pe mine în fața lui Matei? Am tot încercat să găsesc o soluție, să fac ca lucrurile să fie ok între noi. Dar în final totul este în zadar. Nu trebuie să permiți așa ceva. Ce și în plus, permit, asta e o greșeală pe care ea o face și tu trebuie să-i explici, dar trebuie să găsești calea să comunici cu ea. Poate are și ea nevoie de un restart. Dă-i o pauză, frate. Pleacă. Da, nu știu, pleacă. Nu știu. Dacă nu pleci acum, o să rămâi ancorat în situația asta și atunci ce o să faci? Da, nu știu ce să fac, nu știu. Habar n-am, nu știu ce să zic. Bă, da, din exterior e ce zici tu. Situația e așa cum o vezi tu din exterior, da, la da. Rece. Dar eu fiind în interior o văd altfel. Mi-e mult mai greu să iau decizii. Da, bă, dar va trebui să faci ceva, pentru că altfel lucrurile o vor lua razna. O să ajungi la un moment dat în care
nu știu, faci ceva ce o să-ți pară rău. Tocmai asta e, că încerc să mă controlez pe cât mai mult posibil să nu-mi ies din fire. No, fii atent, ești într-o situație urâtă și lucrurile astea trebuie discutate mai mult. Lasă astea, că nu ești la sală, nu te motivează nimeni să faci. O faci doar așa să te eliberezi. Hai să mergem să bem o bere, ce zici? Fac cinste. Și poate te gândești și o iei într-o parte. Mergem? Hai! Vlad este într-adevăr tulburat. El chiar și-ar dori să își salveze căsnicia. Despre asta a discutat până târziu în noapte cu amicul lui, iar dimineață el ar vrea să discute cu ela. Însă privirea ei nu anunță ceva bun. Ești ok? Ok, am înțeles. Nu ți-ai ieșit din stare. Hai să purtăm o discuție, hai să... Ce discuție mă să purtăm? Ești tu capabil să vorbești cu mine, să porți o discuție cu mine? Iar încep, te rog, uite, hai să vorbim noi, cam hai să vorbim frumos. Hai să nu ne mai isterizăm în halul ăla. Unde ai fost, mă, aseară? De ce ai venit așa târziu acasă? Măi, la noi avem atâția ani împreună. Eu te-am întrebat unde ai fost aseară, de ce ai venit așa târziu acasă? Putem să discutăm fără să ne mai certăm? Da, putem. Okay. Unde ai fost aseară? Vreau să... Dar nu contează unde am fost aseară. Hai să discutăm despre problemele de până acum, că nu unde am fost aseară este problema. După ce că a venit târziu, mai are și tu pe o să vrea să vorbească cu mine. Mă, te-am întrebat unde ai fost aseară? De ce evi să-mi spui? Unde ai fost? Spune-mi! Măi, femeia lui Dumnezeu, am fost... Am avut nevoie de timp. Ai, să mă gândesc la noi, timp. Să mă gândesc la tine, să mă gândesc, să-mi pun și eu gândurile. Ia uite, eu nu mai am nevoie de timp, nu că stau toată ziua în casa asta și slugăresc. Spăl, cafea, mâncare, eu nu mai am nevoie de timp? Păi dacă atunci când te ajut, nu-ți convine, atunci le faci singură și dacă le faci singură, tot nu-ți convine. Tu te mai înțelegi, tu te mai percepi pe tine însuți. Eu nu mă mai înțeleg din cauza ta, tu m-ai adus în starea asta, din cauza ta reacționezi așa. Ea nu se poate controla, nu poate purta un dialog. Tu ești de vină, din cauza ta am ajuns în situația asta. Oprește-te puțin, te rog, vreau să discutăm și noi ceva. Ce să mă opresc, mă? Ce să discut, mă, cu tine? Tu nu vezi că nu ești capabil să porți o conversație? Să discuți cu mine ceva? Ce vrei să discuți? Crezi că mă interesează pe mine ce aberații scoți tu pe gură când eu nu mai îmi văd capul de treabă? Chiar dacă mi-e greu să cred, am senzația că Vlad mă înșeală. Ela, țipi mult și de pomană. Nu te mai recunosc. Păi nici eu nu mă mai recunosc. Din cauza ta. Nu mă mai recunosc pentru că pe tine nu te interesează de familia asta și de nimeni de aici din casă. Dar de ce țipi în halul ăsta? De ce te isterizezi în halul ăsta de fiecare dată? De ce folosești tonul ăsta și atitudinea asta împotriva mea? Pentru că nu pot să fiu cu tine altfel. Nu pot, tu mă provoci. Păi, dar eu nu sunt dușmanul tău, eu sunt soțul tău. Trebuie să ai și tu puțin respect vis-a-vis de chestia asta. Nu respect? Poți să te comporți într-una ca o lunatică vorbind în halul ăsta cu mine și pe tonul ăsta. Dar tu ce respect mi-ai dat mie? Păi tocmai că vii te respect, vreau să discut ceva cu tine. Ți-ai făcut alte obiceiuri, pleci când vrei, când vrei. De câte ori am plecat eu noaptea de acasă? Unde câte ai fost ori? Plecat? Am fost și odată plecat, ți-am spus, am avut nevoie de timp pentru mine, să mă gândesc și eu fără să-ți aud țipetele, zbieretele și isteriile. N-am voie să petrec puțin timp dar cu mine? Dar eu n-am voie? Dar ți-a dar spus eu nu cineva? Simt nevoia să ies afară, dar să mă relaxez? Să nu ieși, să ieși la o cafea cu o prietenă? Ți-am spus eu să nu faci acest lucru? Nu cred. Este vina mea că tu absolut tot ce fac eu în casa asta ți se pare anapoda, absolut tot ce spun ți se pare anapoda. Dar pentru atunci când tu le faci nu singură, ești capabil. Nu ești capabil să faci nimic. Unde greșesc? Cum să mai fac și cum să mai procedez ca soția mea să înțeleagă că avem o problemă și trebuie să o rezolvăm, trebuie să discutăm. Băi, hai să purtăm un dialog. Nu putem să ne comportăm continuu așa decât țipând, isterizându-ne, certându-ne. Hai să salvăm căsnicia asta, care are atâția ani și nu putem să o lăsăm să se ducă doar pentru faptul că tu nu ești în stare să te controlezi. Eu? Da. Să salvăm? Dar de ce dracu trebuie să salvăm căsnicia? Ți-ai găsit vreo fofesă de asta și eu nu știu? Eu nu, mai nu mi-am găsit pe nimeni. Mai consumat, dar nu, eu nu mai sunt bună. Nu te mai atrag? Am văzut în ultima perioadă, stai lângă mine, zici că ești frate-miu. Păi după ce mă tratezi, cum mă tratezi, cum mai vrea să...
După ce mă tratez cum mă tratez, cum mai vrea să mă compor cu tine, să vin să-ți pup mâna, să zic bravo, iubirea mea, să mai îmi faci așa că ești adorabilă. A, de asta te comporți tu așa, nu? Da, mi se pare logic. Ai găsit vreo femeie? Nu, nu mi-am găsit nicio femeie, dar dacă insiști, pot să și caut. Da? Da, de ce? Are vreuna ceva mai presus decât mine? Cu mult mai sigur s-ar putea să aibă, cel puțin gura mai mică. Băi, frate. Zi. Tu realizezi ce spui mie? Da, eu realizez. Tu realizezi unde duci toată situația asta noastră, toată căsnicia asta. Tu te realizezi unde o târăști? Tot din cauza mea. Da, din cauza ta și atitudinii tale. Păi eu consider că dacă tu ai fi un om atent la mine când vorbesc cu tine, să ne înțelegem ca doi oameni normali, n-am mai ajunge în situația asta. Eu vorbesc cu pereții tot timpul. Păi Ela, tu observi că tu ai doar păreri și atât? Unde-i atenția ta față de mine, care o aveai la început? Că eu mai aveam puțin și îți spuneam pleacă de lângă mine. Eu nu am păreri. Unde-i atenția aia care nu te dai? Eu sunt doar vinovat și atât. Nu știu ce se întâmplă cu soțul meu, dar e schimbat total. Uite că ai spus un adevăr. Mă mir că ți-ai călcat pe suflet și ai spus chestia. Ce te uiți încolo? De ce te uiți acolo? Uită-te la mine, nici măcar acum n-ai tupeu să te uiți în ochii mei? Dar nu e vorba de tu. Uită-te la mine când vorbești cu mine. Să la tine să ce? Să te uiți la mine, că sunt în fața ta, acolo sunt jos. Crede-mă că faptul că ești extrem de fonică e de ajuns, nu trebuie să te mai și văd când te uiți în ochii mei, vreau să discutăm când discutăm. Asta e discuție la tine. Păi nici măcar n-ai plăcere să te mai uiți la mine. Păi nu mai am nicio plăcere să mă mai uit la tine, pentru că te comporți așa cum te comporți. Și dacă tot sunt atât de vinovat și dacă tot tu ești aia perfectă și dacă tot tu faci toate lucrurile atât de minunate și pline de soare și eu nu sunt bun de nimic, păi cazul ăsta plec. Sincer, simt că explodez și dacă nu plec acum, cu siguranță mi-e teamă că fac un nefăcut. Unde pleci, mă? Unde îi vedea cu ochii. Și știi care este ideea? Mă voi întoarce doar atunci când vei fi în stare să discuți cu mine și să purtăm o conversație fără să țipi, fără să te isterizezi, fără să te comporți astfel. Da? Halal, bărbat, că nu mai are cuvinte, pleacă. E un laș. Nu știu cum a păcălit omul ăsta să mă îndrăgostesc de el. Până atunci... Am plecat să fac bagajul. Unde pleci, mă? Mă lași pe mine singură, nu? Bravo! Păi atât știi, mă, să faci, să pleci la măta și să mă lași pe mine singură în casă. Așa ai făcut mereu. Nu ești capabil de nimic, nu vezi că mă las singură aici? Așa facem un bărbat cu capul pe umeri. Ce un bărbat cu capul pe umeri pleacă până ce nu își consumă ultima fărâmă de răbdare și ultimii nervi alături de o soție mai degrabă absurdă. Ne pare sincer rău pentru Vlad, care, așa cum a spus, pleacă unde o vedea cu ochii, afectat de absurdul la care îl supune soția lui. Alo! Alo, bună! Bună! Ce faci, mai? Uite, bine, mă pregăteam să plec la serviciu, tu? Uite, ce să fac, știi că trebuie să plec în delegație, am ajuns la autogară, doamne, e un soare afară. Nu da, mai pot de cald. Da, ne-a terminat. Da, și... Ai grijă să bei multă apă și să te iei vitamine ca să nu ți facă rău. Mulțumesc, da, măi, tu, grijulie, ca de obicei. Bineînțeles, dacă nu eu aducere. Păi da, nu suntem noi cele mai bune prietene. Păi am zis că mi-e mai comod cu microbuzul și uite că am făcut prost, că am venit aici, e soare, nu am unde să aștept, dar cred că... Exact, exact. Da, am să stau în parc. Ar fi trebuit să mergi cu trenul data viitoare, să faci alegeri mai bune. Nu, că am traversat și stau aici în parc la umbră. Da, asta. Dar totuși e mai rapid cu trenul. Și mult mai confortabil, părerea mea. Zici tu că era mai confortabil cu trenul? Eu am zis că... Poate e mai liber în microbuz, știi cum e în tren, se strânge toată lumea merge cu trenul și am spus că na, cum e acum și cu toată nebunia și cu aglomerația, am da, evitat. Da, microbuz totuși este mult mai multă lume. Eu am făcut greșeala să merg odată cu microbuzul, o distanță destul de lungă și crede-mă că regret și în ziua de astăzi, cred că este cea mai mare greșeală a mea, cea mai urâtă experiență a mea cu autobuzul sau microbuzul. Măi, acum e prea târziu. Asta este, am comis-o, am să stau să mă prăjesc un pic. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, mă pun undeva la umbră. Că... N-aș vrea să mi se facă rău, mai ales că am ceva de mers. Și... Na.
simpatic tipul ăsta. Cu Andreea am eu timp să vorbesc. Mai bine mă bagă seamă cu el. Poate se leagă ceva, cine știe. Bine, hai că nu mai pot. Te pup, da? Vorbim. Bine, îți povestesc, da? Sunt când ajungi la destinație, da? Să știu că ai ajuns în siguranță. Ok, bine, mulțumesc, hai, pentru grijă. Hai că vorbim. Plăcut, pa, pa. Te pup, pa, pa. Bună! Se pare că nu pleci în delegație ca mine, la cât bagaj de mare ai. Pleci în vacanță, la mare, la munte? Da, da, mare, distanță de casă. Merg în vizită la mine, la Făgăraș. Cât de sec și fără interes. E clar că n-are niciun chef de vorbă. Mai bine las în pace. Ah, ok. O fi având domnița chef de conversație, dar a nimerit în cel mai prost moment. Vlad nu este deloc în stare să poarte un dialog. Da, sunteți în prag de divorț cumva? Dacă nu e prea mult că întreb lucrul acesta. Nu tocmai, dar nici mult nu mai e până acolo. Poate greșești și tu, adică hai să nu dăm vina doar pe el. Știi că mereu eu sunt realistă cu tine și spun verde în față. Nu încerca să-l blamezi doar pe el, poate este și vina ta. Îți faci joc și de el și de noi, nu mă las să-mi văd nepotul. Păi, nu mi-am bătut joc de nimeni. Dacă nu-l luam pofitul, nu-l lua nimeni. Nu vreau doar să încerci. Vreau să-mi promiți că ai să faci tot ce stă în putință să repari relația voastră și să-ți fii bine. Mă gândeam, cred că o să fie cald zilele astea. Eu o să am să plec într-o delegație la Brașov și m-am interesat să nu mă ia vremea pe nepregătite. Habar n-am cum e vremea la Făgăraș. Eu oricum merg în vizită la ei mei. Familia mea oricum nu merge cu mine și sunt nevoit să merg singur la ei. Dar ideea e că nici nu i-am anunțat că merg. Dar sunt convins că o să se bucure să mă vadă. Super tare! Și mie îmi plac surprizele. Scuze că te întreb, dar familia ta de ce nu merge cu tine? Pentru că așa trebuie. S-au întâmplat niște chestii urâte în trecut și soția mea nu vrea să-i mai vadă pe socrii. Din cauza lipsei de comunicare, cele mai multe relații se termină mult prea devreme. Dar sunteți în prag de divorț cumva, dacă nu e prea mult că întreb lucrul acesta? Nu tocmai, dar nici mult nu mai e până acolo. Vezi tu, la noi în casă, nervii și tensiunile sunt stăpâni. Soția mea are mereu ceva de comentat și până și copilul l-am impresia că s-a schimbat față de mine. Azi dimineață, după ce ne-am certat, mi-am făcut bagajul și am plecat. Și sincer, dacă vrei să mă crezi, habar n-am unde am mers până când m-am trezit aici, în autogară. Vlad pare totuși un bărbat cu capul pe umeri. Oare chiar atât de praf să fie încât să-l umilească nevastă sa în halul ăsta? Dar bănuiesc că ai să te întorci acasă la copilul și soția ta, nu? Te întreb și eu pentru că am trecut cândva printr-o situație similară. Bine, nu erau și copiii implicați. Păi și ce ai făcut? Mai ești cu soțul tău? Nu mai sunt cu el. Eu m-am căsătorit de tânără, m-am căsătorit la 20 de ani. Visam să fiu fotomodel, îmi doream foarte mult lucrul ăsta. De fapt, chiar îmi doream să am o agenție de modeling. Iar soțul meu era un bărbat cu putere financiară, doar că niciodată nu a crezut în mine. Niciodată nu a fost de acord cu mine. El mă voia acasă, m-a pus la cratiță, voia copii și am simțit cumva că vrea să-mi înăbușe toate visurile, că practic o să-mi treacă toată tinerețea în ritmul ăsta alături de el. Și atunci am divorțat, am decis să-l părăsesc. Am simțit că așa va fi mai bine pentru mine. Și ai reușit în meseria de fotomodel? Între timp au apărut noi oportunități pentru mine, pentru cariera mea profesională, pe care le-am acceptat, am considerat că sunt foarte bune și mi-am cam abandonat cumva visul de a deveni fotomodel, dar să știi că nu regret nici în ziua de astăzi pentru că am luat această decizie. Cred că a fost cea mai bună decizie din viața mea. Cred că nimeni nu ar trebui să ne țină pe loc, cred că nimeni nu ar trebui să ne facă să ne simțim închiși. Da, sunt de acord. Cred că știi ce spun. Aici. Înțeleg. Vorbim de o jumătate de oră, dar eu abia acum observ cât de frumoasă este fata asta.
M-am dat cu grijile și cu problemele mele și n-am putut să o observ. Și ce să faci? Știi că sunt și femei cărora pur și simplu nu li se potrivește o viață de familie. Cred că eu sunt una dintre ele. Colmea că nevastă mea se vede o soție model și o familistă convinsă. Taturul e toată ziua că tot ține gura și are ceva de comentat continuu. Pur și simplu minimalizează absolut orice gest și orice vorbă pe care o spun, nu ezită să o blameze. Până și pe copil începe să-l pună martor, să îl întoarcă împotriva mea. Pe bune, cum așa? Pur și simplu, nu știu. Am observat că și copilul a ajuns să se distanțeze datorită faptul că ea mereu îl pune martor când ne certăm. Vlad trebuie să-și înfrunte soția dacă vrea să-și recâștige statutul în casă și în fața copilului său. Cum așa? Pur și simplu, nevastă mea se tot ceartă cu mine într-una. De față cu copilul și automat copilul a început să mă vadă vinovat pe mine pentru tot ceea ce se întâmplă în casă. Păi și cu fuga asta a ta de acasă vrei să-i pedepsești pe amândoi? Poate. Dar ceea ce știu sigur este faptul că vreau liniște. Dacă de tadrețe n-am mai avut parte de atâta timp, măcar liniște să am. Auzi, mi-a venit o idee. Cred că este o idee tâmpită, de fapt, dacă stau să mă gândesc bine, cred că e cea mai tâmpită idee pe care am avut-o până acum. Dar ce ai zice dacă n-am mai plecat, am rămâne amândoi în București? Până la urmă, și eu și tu cred că avem nevoie de puțină liniște și să ne regăsim? Până la urmă îmi prinde bine discuția asta. Nu o cunosc, nu mă cunoști. Pot să-i spun tot ce am pe suflet. Mă gândeam că putem rămâne împreună, mâncăm ceva, ne plimbăm, mai vorbim și peste seară poți rămâne la mine dacă dorești, ok? Deși cu vizita la Amy? Poți merge altă dată. Sunt convinsă că mamii tale nu i-ar plăcea să te vadă așa. Nu știu cum arăți când ești vesel, dar acum cu siguranță ești negru de supărare. Și până la urmă gândește-te, ce rezolvi dacă mergi să le spui lor tot ce ai pe suflet? Până la urmă, cred că o să-i încarci cu problemele tale și... Da, cam așa. Crede-mă, nu o să rezolvi nimic. Poate ar fi mai bine să-i ferești pe ei de treaba asta. Într-adevăr, este o idee destul de deplasată, dar sunt de acord. Nu știu de ce, dar am un interes nebun, simt un interes nebun să aflu mai multe despre acest om. Vreau să intru în vorbă cu el, să-mi povestească mai mult, să știu mai multe. Serios? Mă bucur că-ți surâde de ideea mea, chiar dacă este una nebunească, așa cum spuneai. Până la urmă, eu oricum treabă la Brașov am peste vreo două zile, dar am zis să plec mai devreme să mă mai relaxez un pic, mai stau în vacanță și poate că ne va face bine la amândoi. Uite, îți promit eu că discuția cu mine și timpul petrecut cu mine, ai să vezi că va fi unul calitativ și poate că te va ajuta să-ți faci ordine în viață, cine știe. Până la urmă, avem de învățat unii de la alții. Mai ales că, așa cum ți-am spus, eu am trecut printr-o situație similară. N-a avut ea un final prea fericit, dar poate te ajut pe tine să ai un final mai fericit. Ești foarte vorbăreață și îmi place chestia asta. Deja... Păi, te-am abordat inițial și erai atât de reținut și uite, acum am mai prins curaj. Vezi, dacă ai vorbit cu mine, mă simt. Auzi, dacă tot vrei să mergem la cafea, te super, dacă luăm un taxi să las să stă da, la tine? Da, sigur, nu e nicio problemă. Putem merge la mine, lași bagajul, că n-ai să te cari cu el și sigur, e ok. Super. Vrei să mergem acum? Te rog. Hai! Wow! Așa ceva îi se întâmplă unui bărbat o dată în viață, iar noi simțim nevoia să facem o mențiune. Frumoasa și misterioasa femeie nu este deloc de o moralitate îndoielnică, nici vorbă de așa ceva. Este o femeie care simte o atracție față de Vlad. Treptat, bărbatul acceptă prezența femeii căreia, după doar câteva ore, simte nevoia să îi se destăinuie. Ai încercat să vorbești cu soția ta, nu știu, să afli ce o nemulțumește, de la ce pornește toată treaba asta, că până la urmă nu există efect fără cauză, nu? Trebuie să aibă un motiv. Poate că și aduce lipsă de tandrețe, ca și tine, nu? Și crede-mă că asta îți spun, din păcate, tot din proprie experiență. Mai am tot încercat să vorbesc cu ea, dar fără rezultat. De fiecare dată când încerc să discut cu ea, nu mă lasă să-mi termin ideile. Mă încalecă verbal și emoțional. Caută să mă domine continuu. Am înțeles, dar voi v-ați mai luat timp pentru voi? Ați ieșit împreună? Nu știu, de exemplu, să mergeți împreună la o terasă, să lăsați copilul... Pe bune, noi să ieșim. Da, noi! Adică puteți lăsa copilul la cineva și să vă acordați puțin timp pentru voi. Eu nici nu mai știu când am ieșit ultima dată.
Până și vecinii ne-au luat la ochi, ieșim separat. Și sincer, dacă aș ieși cu ea, știi care ar fi problema mea? Când ar începe să-mi facă circ în mijlocul străzii. Dacă aș călca puțin strâmb și mi-aș murdări puțin pantoful de praf, imediat începe cu circul și cu balamucul și cu toate cele. Eu cred că voi ați ajuns într-un punct în care sunteți foarte tensionați și cred că și ea este foarte stresată și, nu știu, te-ai gândit că poate de asta reacționează așa. Păi bun, este stresată și de fiecare dată când încerc să comunic cu ea, să aflu de ce este stresată, singurele ei reproșuri sunt la adresa mea. Să știi că de multe ori o femeie reacționează așa în momentul în care se simte neglijată, în momentul în care și ei lipsesc anumite lucruri și nu spune asta pe față, doar că na, atitudinea ei se schimbă. Adică noi nu venim să spunem poate și să te tragem ca femei, vorbim, da? De mânecă, doar că simți cumva asta în atitudinea noastră, în comportamentul nostru. Păi în atâta timp de când suntem împreună nu au fost probleme la categoria asta. Și dacă ar avea ceva să reproșeze, aș prefera mai bine să purtăm o discuție pe tema asta decât să mă trateze ca pe o cârpă în casă și de față cu copilul. Până în acest moment, efectiv, nu-mi dau seama ce caut cu acest bărbat aici, ce vreau de la el, însă cumva povestea lui m-a marcat și îmi doresc din tot sufletul să-l ajut, dacă pot. Am ajuns să dormim separați. Asta mi se pare că deja între noi a intervenit o distanță. Ea doarme în pat, în dormitor, eu în sufragerie pe canapea. Dar te-ai gândit că i-ai adus un afront teribil soției tale când ai făcut chestia asta? Nu, nu m-am gândit, pentru că sincer o văd fericită. Dacă mă pun lângă ea în pat, imediat începe să se simtă ca arici. Serios? Tu cum te-ai simțit dacă i-ar face asta? Stai, nu-mi răspunde, îți spun eu. Te-ai simțit atât de jignit încât cel mai probabil ai cere divorțul. Dă-mi voie să te contrazic. Nu faci decât să-i dai mai multă apă la moară. Iar ea în felul acesta ajunge să se simtă neglijată, să fie nemulțumită și se răzbună pe tine într-un alt fel. Așa cum spuneam, noi nu ne exprimăm la fel ca voi și pentru că e nemulțumită, așa îți caută nod în papură, încearcă să pozeze în femeia perfectă și chiar și în fața copilului tău în omul perfect. Și exagerează făcând asta. Da, și te marginalizează pe tine. Înțeleg, dar poate că ar trebui să căutați problema asta mai bine. Eu cu soția mea am devenit în ultima vreme mai mult decât străin. Sincer, uneori am impresia că suntem de fapt mai mult dușmani. Te-ai gândit și la ea? Te-ai pus vreodată puțin în locul ei? Adică, crezi că femeilor din ziua de astăzi le e ușor? Gândește-te că dacă în momentul în care tu ajungi acasă, ea este deja, nu știu, terminată de obosită, cu copii, cu casa, cu lucru, curățenie, poate că simte că nu se mai poate baza pe tine, că nu mai are niciun sprijin și nu-și mai vede capul de atâta treabă. Nu are de ce să simtă chestia asta, pentru că, uite, ca spre exemplu, am învățat până și să gătesc. Încerc să o ajut cum pot. Și știi care a fost răspunsul ei? Că nu e bine ceea ce fac și că risc să îmbolnăvesc toată familia cu mesele mele. Păi atunci încearcă să faci lucruri care nu v-ar putea pune sănătatea în pericol. Dar tot încerc să fac chestia asta. De foarte mult timp tot încerc. Dacă mă apuc să fac curat prin casă, vine ca o soacă prin spate și ia fiecare spațiu la controlat, să dea cu degetul, să vadă dacă nu cumva am ratat eu vreun spațiu, că de dragă sunt neîndemânatic. Am înțeles, încearcă să te marginalizeze tot timpul pe tine. Exact. Da, aici greșește și ea. Poate că, da, nu poate, cu siguranță, dacă te-ar sprijini, te-ar motiva să faci și tu mai mult. Deja vorbești vise, da. Sprijin. Și s-ar ajuta pe sine până la urmă, că nu i-ar mai fi atât de greu ei. Mi se pare totuși ciudat. Vlad nu pare acel gen de bărbat care să greșească sau care să nu încerce suficient. Da. Nu știu, eu cred totuși că poate neînțelegerile voastre pleacă din altă parte, poate că din dormitor. Femeile nemulțumite, să știi că femeile neglijate, să știi că sunt mai nemulțumite decât bărbații. Chiar dacă nu spun lucrurilor pe nume, chiar dacă nu vin să spună asta în față. Și atunci probabil că, așa cum spuneam mai devreme, ea se răzbună pe tine în acest mod, caută motive și așa ați ajuns la situația asta. Voi, femeile, dar de unde le știi tu pe toate? Asta cred că este problema. Nu știu, te-ai pus în locul ei, tu te-ai descurcat cu toate? Păi, sincer, nu. Eu unul nu m-aș descurca. Dar ea s-ar putea descurca. Dacă nu ar mai încerca să facă ca o obsedată toate lucrurile, știi, deodată, să fie ea perfectă, să încerce să facă toate lucrurile, să explodeze așa dintr-o dată, ca Samantha. Înțelegi? Uite, ești ușor agitat. Încă ești ușor agitat. Da, sunt agitat pentru că, sincer, sunt foarte încărcat emoțional. Sunt foarte tensionat în mod negativ.
Înțeleg, încearcă să... Și sincer, nu știu, prefer să ori să divorțăm și dacă nu divorțăm, nu știu, măcar clar ceva trebuie să se schimbe relația asta, pentru că așa nu mai merge, unul nu mai rezist. Cu siguranță, dacă ție nu ți este bine, nici ei nu este bine, pentru că relația voastră până la urmă depinde de amândoi. Relația lor clar este într-un stadiu profund de degradare, dar chiar și așa, dacă amândoi își doresc cu tot sufletul să repare, se poate repara. Dacă îți dorești cu adevărat să rezolvați împreună situația asta, eu cred că o să reușiți. Însă, condiția este să vrei cu tot sufletul tău și să faceți orice vă stă în putință. Asta este problema, că am impresia că nici eu nu mai vreau, sincer. Eu cred că nu ar trebui să renunți atât de ușor. Este vorba de o familie, totuși, pe care sunt convinsă că ați clădit-o cândva cu multă dragoste, nu? Și cu un efort. Până la urmă știu foarte bine ce înseamnă familie și implică un devotament din partea ambelor părți. E păcat să renunți atât de ușor. Ești bărbat. Dar nu tocmai pierde că n-am familia. Renunțat ușor. Tocmai asta este problema, că n-am renunțat ușor. Adică n-ai de unde să știi toate etapele prin care am trecut. Este. Am făcut tot ce mi-a stat în putință să salvez această căsnicie. Dar, din păcate, am ajuns la capătul puterilor și, sincer, cred că o să cedez. Crede-mă, am făcut tot ce am putut. Am luat toate posibilitățile. Te cred. Dar mai fă un pic. Știi? Și când nu mai poți, mai poți puțin. O numim pe misterioasa femeie, doamna psiholog, care se simte atrasă de pacientul ei. Revenim acum la Ela, căreia îi se pare firesc să își desconsidere bărbatul, dar acum că el a plecat de acasă, o fi înțeles ceva din toată povestea? Ce să fac, fată? Să îl țin cu forța? Eu mă bucur că a plecat. Oricum am atâta treabă în casă, nu văd capul de treabă. Ce sânge rece ai în tine, Doamne! Auzi, da, dacă are vreo amantă? N-are fată nicio amantă, că l-am testat. Mm. Oricum e prea prost să ajungă până acolo. Niciodată să nu zici niciodată. Nu-și face nicio amantă, că îl cunosc prea bine și dacă mințea, îl prindeam sigur. E prea slab ca bărbat. Păi și atunci unde-i problema? Că nu înțeleg. Ce te neliniștește? Nu mai e bărbatul care a fost, nici măcar în pat nu mai mi-acordă atenție. Și dezbrăcată, dacă stau, nu se mai uită la mine. Cum așa, o femeie ca tine? Păi s-a schimbat. Ai stat de vorbă cu el? Adică, nu știu, consider că dacă ar exista comunicare între voi, poate ați rezolva problema. Dacă tu nu spui nimic, el nu spune nimic, unde ajungeți? Fata, e bărbat, ar trebui să știe ce are nevoie o femeie. Trebuie să mă duc eu să-i spun, am nevoie de tine seara asta? Păi da, fată, dar poate, cine știe, obosit și el, poate așteaptă ceva de la tine. Nu mai e ca la început să vină doar din partea bărbatului. Știi cum e? Într-o căsnicie mai vine și din partea... Aici nu prea sunt de acord cu tine, pentru că consider că dacă mă vroia ca femeie, știa unde sunt, nu? Ceva este putred aici. Ela își face rău cu mâna ei. Dacă îl va pierde pe Vlad, îl va pierde din orgoliu. Cum să mă milogesc eu de soțul meu să-mi ofere atenție? Păi asta e obligația și datoria lui. Până la urmă dormim în fiecare seară împreună. Bine, dormeam, că acum o rupe canapeaua în sufragerie. Auzi, fată, poate și-a consumat gloanțele la început și acum trebuie reîncărcat cartușul, nu te-ai gândit și tu? Auzi, fată, deja o iei pe arătură. El a trebuit să-și încarce cartușul și să vină, că știe unde e ținta, nu? Mă, nu știu. Poate greșești și tu. Adică, hai să nu dăm vina doar pe el. Știi că mereu eu sunt realistă cu tine și îți spun verde în față. Nu încerca să-l blamezi doar pe el. Poate este și vina ta, nu știu. Stai de vorbă cu el. Dacă tu nu comunici cu el, nu are de unde să știe. Nu am fată cu cine să stau de vorbă. Nu am cu cine. Nu pot să comunici cu el. Și ce vrei, fată, să citească în stele pe bune acum? N-are de unde să știe. Ia-l și stai de vorbă cu el. Băi, avem o problemă. Fata, e bărbat. Ar fi trebuit să ia el atitudine, să știe ce are de făcut într-o relație, nu? Da, dar nici s-a pe... schimbat foarte mult. N-ai cum să mai dai cu el. Oricum aș da-o, nu ajungem la un numitor comun. Ne certăm în continuu. Știu eu unde e greșeala ta. Mereu îl blamez doar pe el, dar pe tine nu te vezi. Și greșești foarte tare. Oricum și pe tine te văd foarte detașată de el. Cred că problema e la amândoi, nu doar la el. Nu știu, eu am momente când mă simt foarte bine când pleacă de acasă. Nu-l mai suport, fată. Uite, vezi? Păi și atunci? De ce ești nemulțumită? Ce vrei, de fapt? De ce nu divorțezi tu? Și ce să fac, fată? Să o dau din lac în put? Să iau altul? Altul mai bun oricum nu găsesc. Eu sunt pretențioasă acum. Păi și ce vrei? Stai cu un bărbat să fii nefericită?
Adică stai la infinit așa, nu mai e vorba de o gagică reală, e vorba de o căsnicie aici, totuși. Da, dar nu-mi convine nici să-l las. Adică știi cum ești tu, nici nu l-ai lăsat, nici nu l-ai luat, nu prea e corect. Nici față de el. Nu mă văd în stare să o iau de la capăt cu un alt bărbat. Mai bine stau cu ăsta să joace cum îi cânt eu. Chiar nu o înțeleg pe ela. Nici o femeie nu-și lasă bărbatul fără să știe de el. Adică trebuie să te gândești bine. E vorba de o căsnicie, repet, nu e vorba de o gagică reală și stai să văd dacă mă caută sau nu. E vorba de căsnicia ta, adică cum îți așterni așa dorm, pe bune. Trebuie să fii puțin mai realistă. Da, mă, dar el să complace în situația asta. Și nu înțelegi că nu face niciun pas? Și tu la fel. Fată, orice ar face. Nu, eu nu-l mai suport pe omul ăsta. Atunci divorțează și la revedere, nu înțeleg de ce, uite. Zici de el, se complace în situație, dar tu faci același lucru. Nu-l mai suport, la revedere. E plin pământul de bărbați, la fel și de femei, adică nu văd. De ce îți complici viața aiurea? E simplu, nu vă mai înțelegeți, nu vă mai iubiți, nu vă mai suportați, fiecare pe drumul lui și aia e. Fată, tu știi ce om era ăsta înainte? Păi când se punea lângă mine în pat, mai aveam puțin și îi spuneam eu, pleacă că nu te mai suport. Și acum a ajuns să stea lângă mine și zici că stă lângă sursa. Îi place să se chinuie în loc să vorbească cu soțul ei și să-și rezolve problemele. Până la urmă, nici mama cu tata n-a fost fericită, dar a știut ea cum să fie mereu deasupra și a mers bine. Păi și tu stai lângă el ca lângă fratitul. Adică, știi ce zic? Dar și ce să fac, fată? Să iau eu atitudine pe bune? Sunt femeie până la urmă. Păi tocmai că ești femeie. Ce ți-am spus mai devreme? Totul pleacă de la femeie. Hai, fată, că tu ții cu ursul. Mă duc să-mi iau copilul, că e cald și... Ne auzim. Mulțumesc, oricum. Pa, pa, te pup. Diferența majoră dintre cei doi soți este că dacă Vlad își dorește salvarea căsniciei, Ela disprețuiește tot ce spune soțul ei. Și dacă tot veni vorba de Vlad, să știți că el face bine și se bucură de atenția de care este privat de atâta vreme. Bună dimineața! Dimineața! Ei! Hai, trezirea! Ce faci? Cum ai dormit? Îți dormi foarte bine. Tu? Eu? După noapte așa frumoasă, ce să zic? Am dormit liniștită, n-am mai dormit de mult așa. Tu cum ești?
că ar fi corect pentru familia ta. Da, nu știu ce să zic. Vlad chiar pare genul de bărbat pentru care ar merita să lupt, dar totuși nu pot să fiu egoistă. Nu vreau să fac asta. Nu simt să fac asta. Ei, dar nu trebuie să te superi pe mine. Dar nu mă super pe tine, Doamne ferește. Nu-ți vreau răul. Dacă aș fi fost egoistă, aș fi putut să mă gândesc doar la mine și să zic că, frate, am trăit o noapte minunată cu tine. Ești un bărbat minunat. Tocmai de asta vreau să fii fericit. Dacă tu și soția ta veți ajunge la concluzia că este efectiv imposibil să mai reparați ceva între voi, atunci pot să mă cauți și vom vedea ce este de făcut. Însă te rog, nu vreau să fiu motivul despărțirii voastre. Gândește bine tu ce ai de făcut, mergi la ea acasă și luptă pentru familia ta, luptă pentru copilul tău, luptă pentru tot ce ați construit. Îți spun sincer. Zici tu că e mai bine să încerc din nou chestia asta? Mi-e greu să cred că între mine și Ina s-a terminat totul. Dar cum a spus și ea, familia este mai importantă decât orice. Nu vreau doar să încerci. Vreau să-mi promiți că ai să faci tot ce stă în putință să repari relația voastră și să-ți fie bine. Te rog. În regulă. Hai, uite, chiar îți promit că o să fac tot ce pot să... Să vezi și, în ultimul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru totul, sincer. Ce mulțumesc? Ești o femeie specială și merit tot ce mi-ai frumos. Îți mulțumesc. O să trebuiască să te las, că mai am și treabă. Trebuie să plec, da? Dracule. Cu siguranță eu și Vlad nu ne vom mai întâlni niciodată, pentru că orice apropiere dintre mine și el ne va face foarte mult rău. Odihnește-te, fă-ți ordine în gânduri. Pa, pa. Te pup. Te pup. Să ai o zi frumos. Mersi. Să rămână, Ina, ne bucurăm că te-am cunoscut. Ar fi foarte bine ca Ela să aibă măcar un sfert din înțelepciunea Inei, dar cine știe, poate aceste două zile fără Vlad au făcut-o să-și dea seama că greșește. Of, 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 cine a sunat, că tocmai aveam treabă, firar să fie. Op, așa. Norme. Alo? Bună ziua, Vlad este acolo? Bună, dragă mami, nu, mamă, nu e Vlad aici. Nu este acasă? Nu, dar ce s-a întâmplat? Nu e acasă la tine? Ce să caute la mine? Hai că n-am sunat să fac conversație cu tine. Spune-mi unde e Vlad. Nu o mai suport pe soacră mea. De când a încercat să-mi dirigeze creșterea copilului și viața mea, nu pot să o mai înghit. Pentru că nu i-am intrat la suflet, fata asta ne-a pedepsit. Pur și simplu nu ne lasă să ne vedem nepotul, pe Matei. Dar ce vorbe sunt astea după ce că și-așa ne sunt din an în Paște și nici copilul nu reușe să-l aud măcar, da, păi să-l văd? Ce vorbe sunt astea? Ce e cu Vlad? Auzi, am sunat să te întreb ce face Vlad, unde este? Este acolo? A venit acasă? Ce se întâmplă cu el? Nu, dragă, n-a venit, dar ce se întâmplă? V-aș certa? Ce s-a întâmplat? Nu, nu la mine ne-am n-a certat, venit. a plecat de acasă de două zile și nu mai știu nimic de el, credeam că e acolo. Cum adică nu mai știi nimic de el? Ce ai făcut la băiatul meu? Simplu, n-am făcut nimic, a fugit de responsabilități. Cum să fugă? Ce responsabilități? Tu te auzi cum vorbești? Da, ce responsabilități? A fugit, așa fac bărbații care nu mai au argumente. Merg și stau sub fusta mamei. Soacrei mele nu i-a convenit că nu fac ce zice ea. Și de atunci am devenit dușmanul ei. Nu-mi convine deloc că își bate joc de băiatul meu. Dar nici n-am ce să-i zică. E așa de prost că o iubește ca un nebun. Pur și simplu zici că e orb. Cum adică? Ție nu ți-e rușine? Cum poți să vorbești așa? Cum să se adică stă sub fusta mamei? Băiatul meu nu e așa. Da, sunteți la fel ca fiul dumneavoastră și el la fel. Adică cum? Ce vrei să insinuezi? Auzi, te rog frumos, fii mai respectoasă. Că și așa îți bagi joc și de el și de noi, nu mă las să-mi văd nepotul. Păi, nu mi-am bătut joc de nimeni. Dacă nu-l luam pofitul, nu-l lua nimeni. Era vai de cap. Ce vorbești? Ce fată bună ești? Păcat de băiatul meu, om bun la locul lui ai găsit și l-ai nenorocit și alta, nu? Nu cred, o mie nu, mai bune tu ca tine. Nu mă halești pe mine pentru că nu poți să mă controlezi. Ți-am spus de atâtea ori să nu te mai bași auzi, peste mine. Auzi, nu fi nesimțită, te rog frumos. Eu n-am vrut niciodată să te controlez. Dacă tu crezi că ați da un sfat bun și a înțelege ceva din înțelepciunea mea de viață, că eu sunt trecută prin viață, înseamnă a te controla, îmi pare rău. Da, deci, acum chiar, faci chiar proastă, nu? Ești, nu? Nu ești, tocmai că nu ești proastă, dar ești rea de gură, știi?
Da, până la urmă ai sunat să ne certăm sau ce? N-am înțeles. Mie nu, mi-e de nepotul meu. Când îmi aduci nepotul? Nu meriți, nu meriți să vezi. Când o să fii o soacră bună și o bunică capabilă, să-ți fie rușine, să-ți fie rușine. Nu mă las să fiu nici soacră bună, nici bunică capabilă, să-ți fie era rușine. Datoria ta, tu trebuia să o faci. Nu trebuie să te las eu. Ce-o fi fost în capul meu, sosul? Nu puteam să stau eu liniștită în banca mea? După ce că eram nervoasă, acum sunt și mai nervoasă. Dar de ce n-ai venit până acum să-l vezi? Te-a găsit acum? Cum adică acum de ce? Sentimentele astea profunde pentru nepotul tău? Din cauza ta, pentru că ești așa cum ești și te comporți cum te comporți. Ce să mai? Ești nesimțită, bine, să hai știi. Că nu mai stau să o lungesc, la revedere. Păi tocmai, nu mai lungi că n-are sens. Nesimțit-o. Uf, de ce fi sunat-o eu pe asta să-mi fac nervi și cu ea? Nu din iubire, ci din orgoliu că nu mai are pe cine umili, este tulburată de faptela. Însă toată situația este exclusiv creată din vina ei. Revenim acum la Vlad. Ca un adevărat gentleman, el își ia la revedere cum se cuvine de la Ina, cea care, paradoxal, i-a dat puterea să lupte pentru familia lui. Pentru că viața nu e doar în alb și gri, iar uneori principiile suportă anexe și note de subsol. Aceste flori sunt un semn de prețuire pentru că mi-ai deschis ochii și îți mulțumesc. Ai dreptate, sunt mare și îmi pot rezolva singur problemele. Nu trebuie să plâng pe umărul părinților. Îți mulțumesc pentru tot și sper să fii fericit astfel. Întâmplarea incredibilă prin care a trecut Vlad i-a sfârșit. El pleacă de la misterioasa și blânda femeie, dar oare înspre ce anume? Aici nu mai pot sta, dar nici acasă nu sunt pregătit să merg. Așa că o să-mi iau o cameră la hotel să-mi pun puțină ordine în gânduri. Vlad a lăsat în urma lui amintirea a două zile frumoase. Dacă ar știe la pe cine umilește ea, noroc că Ina prețuiește. Aceste flori sunt un semn de prețuire pentru că mi-ai deschis ochii și îți mulțumesc. Ai dreptate, sunt mare și îmi pot rezolva singur problemele. Nu trebuie să plâng pe umărul părinților. Îți mulțumesc pentru tot și sper să fii fericită astfel. Îmi pare rău că nu l-am mai găsit pe Vlad, ce-i drept. Dar dacă ar fi fost aici, cu siguranță despărțirea ar fi fost mult mai grea. Fată, deci cum poți să bagi mânhalul ăsta? M-am și speriat de tine. Vai, da. Ce s-a întâmplat aici? Da, m-ai prins. Ce să zic? Păi, cred că cea mai frumoasă noapte din viața mea. Serios? Da, doar că totul a fost ca un vis. A fost și s-a dus. A fost ca un pansament la inimă. Vai de mine, dar cine este tipul? Îl cunosc? Ai vreo poză cu el? Hai mă, ce ești așa curioasă? A fost... Da, spune-mi că uite, te văd așa îndrăgostită, vorbești profund, parcă vorbești din texte, din poezii, din... Da, mi-a lăsat și o scrisoare. Vorbești în versuri și proză. Nu e mai nimic serios. A fost ca un pansament la inimă, așa cum spuneam. Repede a venit, repede s-a dus. Nu mai cântează. A rămas o amintire frumoasă. Nu neg că nu mă gândesc la el. Dar nu ca la un iubit, ci ca la un prieten drag. Dar cine e? Are vreun frate, vreun prieten, ceva? Poate îmi faci și mie cunoștință. Ok, o să zic, dacă ești atât de curioasă. Știi că vorbeam cu tine la telefon și ți-am zis că era un tip în autogară cu multe, multe bagaje și ți-am zis da, mi-amintesc. Nu știu ce s-a întâmplat cu Ina. Ea nu este genul de femeie care să caute o aventură de o noapte. Nu te cred. Nesferită, ai profitat de un om supărat? Stai mă, că nu-i chiar așa. Nu am profitat de nimeni. Pur și simplu am fost conștienți amândoi de ceea ce facem. Până la urmă eram oarecum în acea situație, eu cu o căsnicie ratată la activ. El are destule probleme cu soția lui și, na, cred că ne-am ajutat unul pe altul, am trăit niște momente frumoase. Mi-ar plăcea să-mi dea un semn și să-mi spună că e bine, că escapada asta l-a ajutat să se regăsească. Am simțit de parcă l-aș cunoaște de o viață. Lucrurile au luat amploare, am ieșit un pic, am stat de vorbă, am povestit, am ajuns aici și, nu știu, pentru câteva momente, pentru noapte, efectiv, am uitat de tot și pur și simplu ne-am dăruit unul altuia ca doi îndrăgostiți, ca și cum n-am avea nicio problemă. Dar conștienți că nu o să ne mai vedem niciodată după asta. Conștientă, dar văd că
sufer după el. Sunt invidioasă pentru că astfel de momente îl întâlnești rar în viață, iar eu nu am trăit așa ceva niciodată. Hai, te rog, nu mai pune și tu paie pe foc. A fost ca un vis și tot ca un vis se va duce. Bă, o să treacă, eu sunt ok. Nu consider că am făcut nimic greșit. Lasă visele alea și pune florile alea într-o vază mai degrabă și pregătește-te pentru că mâine dimineață trebuie să fii la prima oră la Brașov. Da, așa. Îmi pare rău că nu l-am întâlnit pe Vlad cu mult timp înainte, când era un bărbat liber, fără obligații. Dacă el ar fi fost în locul soțului meu, cu siguranță, acum n-aș mai fi fost divorțat. Și de data asta cred că am să iau un tren. Se pare că autogările fac rău la inimă. Lasă că o să te conduc eu la gară și o să mă asigur că te urci în tren și în trenul care trebuie. Văzând că Vlad nu dă niciun semn, Ela începe să realizeze că a fost părăsită. De acum, singura variantă ca ea să mai aibă o căsnicie cu Vlad ar fi să-și schimbe atitudinea. Asta, dacă va putea. Bună. Unde-i Matei? Să-i dau asta. Îmi pare nespus de rău că s-a ajuns aici și... Nu știu, vreau să discutăm și vreau să rezolvăm toate problemele astea dintre noi. Nu știu, vreau să fim din nou nebunii aia care se iubeau până la stele, care erau visători, care mergeam pe stradă și pur și simplu zâmbeam așa, unul la altul, ca nebuni. Să fim din nou fericiți. Te înțeleg că ești supărat acum și că poate nu vrei să vorbești cu mine. Dar trebuie să îți asumi și tu că ai și tu partea ta de vină. Trebuie să admiți faptul că ai greșit și tu, nu doar eu. Este vina amândurora. Bă, ție nu ți-e rușine? Eu nu admit că am greșit cu ceva. Singurul vinovat din casa asta este Vlad. Eu am greșit, adică tu pleci cu zilele de acasă, tu știi pe unde pleci și vii și mă acuzi pe mine că eu sunt vinovată? Eu am greșit, am și o partea mea de vină? Da, unde ai fost mă plecat? Cu cine? Ți-ai făcut amantă? Nu, eu nu te mai atrag, nu mai sunt bună, nu? Nu mi-am cu făcut cine umbli? Amantă. Vreau să știu și eu. Nu mi-am făcut nicio amantă. Și trebuie să înțelegi că nu este doar vina mea. Și tu ai greșit. Eu am greșit? Da, și tu. Adică ce faci, mă acuzi pe mine? Crezi că eu am vreun amant? Ela, dar nimeni nu acuză pe nimeni. Noi purtăm o discuție. Noi avem o căsnicie pe care trebuie să o salvăm. Dacă Vlad m-a ascultat și nu ieșea din cuvântul meu, nu se ajunge aici. Dar eu am vorbit o viață întreagă cu pereții. Bă, nemernicule, cum ai mă tu pe o să dai vina pe mine? Cine a fost mă vinovat aici? Cine a plecat mă din dormitor? Eu sau tu? Cine mă s-a întors cu spatele? Eu sau tu? De ce ne-am separat? Te întrebi? De ce m-am distanțat de tine? Te întrebi? De ce am plecat de acasă? Te-ai întrebat chestia asta vreodată? Nu. Și vrei să spun și de ce? Pentru că ești doar o egoistă și o obsedată de putere și de control. Da? Tu vrei să controlezi totul. Și când nu îți reușesc, știi? Culmea. Este vina mea. De ce? Pentru că tu nu ai putut să faci totul. Femeia asta nu vrea să conștientizeze că și ea greșește. Doamne, ce minte poate să aibă. Nu mai recunosc. Cât tupeu poți să ai? Nu ți-e rușine, mă? De unde mai ai tupeul ăsta? Te-a învățat amanta cum să te comporți? Cine mai e aia? A? Spune mie ca să-i spun eu ce fel de bărbat ești tu. Că ești un laș și nu ești capabil de nimic. Cine e asta cu care umbli tu? Am impresia că mă lupt cu morile de vânt. Ela este obtuză și nu vrea deloc să rezolvăm această problemă. Ela, te rog, eu nu mă face să-mi pară rău că m-am întors acasă. Hai să discutăm și hai să aflăm ce Dumnezeu se întâmplă cu noi, cu căsnicia noastră de atâta timp. Chiar îmi pare rău că m-am întors acasă. Dar voi încerca să salvez această căsnicie pentru că i-am promis sinei. Cu toate că se pare că nu prea am cu cine. Nu te mint. O să-ți spun tot adevărul. Vlad are de gând într-adevăr să spună tot adevărul și tocmai de aceea o roagă pe Ina, tocmai pe Ina, să vină în ajutorul lui. Se anunță o discuție foarte interesantă. Ia spune-mi, Vlad, ea este amanta ta?
Nu ea este problema ta. Cum ai avut tu pe o să o aduci pe asta la noi în casă? Nu ea este problema noastră, sincer este spun. Cum ai avut tu pe o să o aduci pe femeia asta la noi în casă? Nu este vorba de tupeu, este vorba de situație. Ce sunt situație? Multe, da, sunt multe aspecte de clarificat. Ca de fiecare dată ești capabil să porți o conversație? De data asta eu cred că da. Culmea, soțul dumneavoastră acuză același lucru. Că dumneavoastră nu sunteți capabilă să purtați o conversație. În permanență țipați, urlați. Ca spre exemplu. Pentru că de fiecare dată când am încercat să port o discuție cu el, n-am avut cu cine. Ce înseamnă asta? Cum adică n-ai avut cu cine? Eu să de fiecare exemple? Dată încerc să vorbesc cu tine, încerc să comunic cu tine, îți vorbesc foarte calm. Încerc să mă abțin să nu mă exteriorizez ca și tine. Vlad e genul de om care spune ca mine și face ca tine. Niciodată nu m-ai ajutat în totalitate în treburile casei. Niciodată nu te-ai implicat în totalitate în creșterea copilului. Măi, femeia lui Dumnezeu, dacă eu fac lucrul ăsta și nu-l pun aici unde vrei tu și-l pun mai aici și tu dacă vii și țipi și te isterizezi, crezi că eu o să-l iau și-l pun unde vrei tu? Vlad, aici nu vorbim despre lucruri minore. Nu, dar despre ce vorbim? Despre faptul că n-am așezat hainele călcate în șifonier. Exact, pentru că ți-am explicat destul de clar că hainele acelea trebuiau călcate. Și da. Bineînțeles că am vorbit dar cu pereții. Cum de-ați ajuns voi în situația că până la urmă sunteți tineri, sunteți la început de drum. Nu este ca și când aveți 50 de ani de căsnicie și ați ajuns să nu vă mai suportați unul cu celălalt. Cum de-ați ajuns în situația asta să vă certați din micile nimicuri? E atât de grav că nu a călcat hainele, nu le-a apretat, nu le-a pus unde trebuie. De fapt de aici pleacă toate certurile, din chestii minore. Da? Că nu m-am dus să beau, să vin beat acasă, să fac scandal. Nu ai lipsit nu de acasă. Pot să vorbesc? Deci de aici pleacă totul. De la lucrurile minore. De fapt nu e nimic major. Mi-ai adus în față explicația. Bun, las-o pe ea până să o aduc pe ea. Până ce tupeu ai avut să mi-o aduci în propria casă, unde eu cu tine locuiesc? Măi, femeie, până să o cunoști pe ea, care au fost problemele? Ok, acum ea este problema. Am dar avut până... lipsă de atenție din partea ta. Bun, te comportai ce? Cu mine de ca ce? Și cu o străină. De ce? Păi de la tine a plecat tot. De la mine a plecat vrei tot. Adică aduc dumneavoastră aminte... bănuiți că vă înșală de mult. Sigur, da. Comportamentul lui față de mine nu este de o perioadă scurtă. Iartă-mă că te întrerup și că mă bag în discuția voastră, care oricum este foarte precipitată. Dar tu până astăzi doar bănuiai că te înșală, nu ai avut o certitudine niciodată, nu? Bănuiam de foarte mult timp, pentru că el este rece cu mine de foarte mult timp. Da, da, faptul... Poate spun un semn de întrebare. Dormea pe canapea, iar eu în dormitor aveam seri când stăteam și goală în pat și el nu mi-a oferit atenție. Și ai... Ca femeie, pentru că ești și tu femeie, te gândești că ceva există, nu? Astea nu sunt lucruri de câteva zile, de o lună. Vorbim de câteva luni bune, aproape un an. Da, de e... când el... Pe Ina, pentru că așa o cheamă, da? Ina. O cunoaște de scurtă vreme. Da, eu să știi că nu sunt în viața lui de mult timp și de altfel nici nu am apărut în viața lui știind că voi sunteți căsătoriți și să ți-l iau ție pe el. Nici să nu te gândești la așa ceva. Bun, și cum ați ajuns să vă cunoașteți? Pentru că ela nu știe de fapt ce s-a întâmplat. Soțul ei, în urma unui scandal pe care l-au avut, a plecat de acasă, pur și simplu. Da, mi-a spus. Nu a mai suportat. Da, da, noi așa și voi de cum ați ajuns să vă cunoașteți, practic? Păi... Eu plecam undeva, pleca și el, din ce mi-a spus el fix în ziua în care ei s-au certat și a spus că nu mai suportă și simte nevoia să plece de acasă. Într-o dimineață am încercat să stau de vorbă cu ea și încercam să-i spun că dacă nu încetează cu toate ieșirile și cu toate exagerările, da? Și pentru faptul că i-am spus eu că se exteriorizează foarte mult, a început să-mi răstălmăcească cuvintele foarte tare. Dar stai că asta nu da? Cred că e rău că se exteriorizează. Ba este foarte rău, mai ales când un copil mai asistă, involuntar asistă la astfel tu m-ai provocat. Poftim. Din cauza ta s-au întâmplat toate lucrurile. Poftim, bun, dacă, și dacă erai din cauza unul mea cu capul pe umeri... Pot să vorbesc, nu pot să vorbesc, te rog, continuă televizor. Hai. Dacă erai un om cu capul pe umeri, nu mai auzeam atei discuțiile noastre. Putem să discutăm asta ca doi oameni normali. Dar cu tine nu se poate. Dar... Tu ai încercat să vorbești cu el cu adevărat? Dar tu cine e să te bagi? Tu te-ai băgat cu picioarele în căsnicia noastră. Vrei să ne desfarți? Draga mea, dacă eu voiam să-ți furție soțul, crede-mă că ți-l furam până acum. Care e rolul tău în casa noastră? Ce înseamnă pentru tine un om cu capul pe umeri? Explică-mi și mie chestia asta. Un om cu care pot să port o convorbire, o conversație, să mă înțeleg. Pe tonul ăsta.
Păi da? Eu nu pot să țip ca tine ca să putem să ne înțelegem. Asta e problema la noi. Că tu ești la și eu sunt la nivel mediu. Bun, dar totuși, cum ați ajuns în situația asta? Asta e dilema mea. Că bănuiesc că nu v-au luat părinții voștri, v-au dus în fața altarului și obligat, forțat, a trebuit să deveniți domnul și doamna, după care ați mai făcut și un copil. Ernest... Bănuiesc că v-ați iubit, nu? Bănuiesc că v-ați înțeles. Bănuiesc că nu așa a decurs relația voastră. Cum de s-a ajuns aici? Sau a contribuit aici și maică-ta? Cu niște sfaturi, cu niște povețe? Cum adică și maică-ta? Mama mea? Uh-huh. Datorită mamei mele a mers căsnicia atâția ani de zile. Mama mea m-a învățat oare de bine. Mm. Da. Și ce te învață mama ta? Să pună gaz pe foc, să apese pe pedală până jos, să strângă bine de tot lanțul. Eu crezi că sentimentele și relația dintre voi ar trebui să vă lege și nu mama? Mama mea niciodată n-a fost contra. L-ai sunat? El ce ți-a zis? Am încercat să-l sun, dar are telefonul închis. Mai sună-l, mai insistă. Vine el, într-un final vine el acasă, stai liniștită, că nu pleacă el de aici. Când vine, pune piciorul în prag. Îl ameninți și îi spui că divorțezi, că nu-l lasă să vadă copilul, că... Îți spui toate astea, să vezi tu ce se potolește el, să vezi tu ce se liniștește el. Și crezi că e mai bine așa, mamă, să procedezi așa? E bine, așa trebuie să faci, să-i pui piciorul pe gât și să nu-l lasă să respire. Tot timpul să-l ții în priză, să-l ții în priză. Nu știu, mamă, mi-e frică de reacția lui, nici nu știu cum să procedez când o să vin acasă. Mi-e frică că se sperie și fuge iar, nu știu. Lasă-l că se întoarce. Știi că ăsta ai mâncat fără tine, știi că te iubește enorm. Și fii dacă tare. Nu se întoarce, mamă, ce fac eu fără omul ăsta? Eleno, fii tare. Fii tare, că eu te știu tare pe tine. Nu așa la orice fleac, că gata, ce fac? Ce atâta? Da, mamă, dar n-a plecat niciodată două zile de acasă. E, nimic, uite, mai pleacă, semn. Vine înapoi, hai să vezi că tot la tine vine. Tot aici vine, că aici e culcușul bun. Nu fi moale, fi puternică. Că așa am procedat eu cu tactul. Dacă nu eram tare, eram eu în locul lui. Păi și e mai bine așa? Păi și ce-ai fi vrut? Să mă mor eu în locul lui? Eu nu, că-i mai bine așa. Uite, eu trăiesc în bine, mersi. Las că-i mai bine așa. Tu nu înțelegi că el nu are voie să vorbească decât tu vorbești? Când intră, nu ți-am spus, deci tu vorbești, nu el. Nu-i dai voie să vorbească, tu vorbești. Când el intră pe ușă, tu vorbești, nu-i dai voie. Bine, mamă, așa o să fac. Ce, buzii? Să nu te văd că buzii. Că încă nu s-a născut bărbatul ăla care să ne închidă nouă gura. Bine, mamă, așa o să fac. Când o să vină, o să fac cum mi-ai spus tu. Bine, să vedem. Să te văd. Măi, femeie, am venit să mă esterizez la tine? Măi, vă certați într-una, vă acuzați într-una și asta nu o să fie o soluție. Voi în continuare căutați, nu, eu nu acuz, eu doar răspund și atât. Eu nu acuz, nu vie să-i vă spun, ai făcut, parte. Ai plecat de acolo și ai făcut pe cealaltă. Da, bine, dar ți se pare la fel povestea, precum ți-a spus-o Vlad? Mie? Ție. Nu știam toate detaliile, însă în ceea ce privește aspectul acesta cu problema lor din dormitor, eu am bănuit cumva că pot să înțeleg, este femeie. În momentul în care el mi-a spus că ea țipă foarte mult, el asta mi-a spus, că nu se poate înțelege cu tine și că efectiv de fiecare dată când încearcă să comunice cu tine pentru că și-a dorit să repare problemele cu tine, tu tot timpul țipi peste el și nu-l lași să spună punctul de vedere el și mi-a spus că bănuia de multă vreme că Vlad o înșeală. Dar a zis că nu mai... În momentul în care le pui un pic cap la cap, adică, na, prin dormitor nu mai treci, te comporți cum te comporți, de ajutat nu o ajuți. Cum ar trebui să se comporte el? Eu nu știu cine a fost în viața lui înainte, dacă a existat sau nu. Vlad nu mi-a spus să mai existe o astfel, păi, de escapadă. Păi Vlad spune doar ce-i convine lui. Asta cred că te poate lămuri numai el. Eu pot să-ți spun lucrurile în ceea ce mă privește pe mine, fiindcă eu nu am niciun motiv să te mint. Și nu până la urmă, vreau să vă despart. Unde ai ajuns tu cu Vlad într-o ipostază mai intimă? Cum am ajuns eu cu Vlad și... Da, adică mi-ai spus că v-ați cunoscut în autogară, da? Da, ne-am cunoscut. El urma să plece în treaba lui, tu în treaba ta. Cum de-ați ajuns în altă parte? Dai seama că în momentul în care eu am văzut
bărbat în autocar, n-aveam de unde să-i citesc tot trecutul și să știu situația lui. Ce-i drept pentru... Adică nu purta verighetă, nu? Nu, nu am văzut să poarte verighetă, nu am văzut să stea pe telefon cu cineva. Și în momentul ăla eu mă plictiseam, știam că voi avea un drum lung de făcut și am zis că îmi găsesc companie. Nu a existat o intenție, nu pot să spun că nu a fost un bărbat care să-mi atragă atenția, dar n-aveam de unde să știu unde se ajunge. Dar bănuiesc că din povestea lui Vlad ai aflat că el este căsătorit, da, are un copil. Așa este, ulterior am aflat și îmi asum lucrul ăsta. Poate că a fost un moment, nu știu, de slăbiciune și pentru mine, având în vedere că și eu am ieșit dintr-o relație și eu am divorțat, înțeleg cumva și el... Ei momentan nu au divorțat, adică în momentul de față noi sunt încă domnul și doamna. Noi avem un copil. Da, măi, locuiați împreună, dar în momentul în care tu îți lași soțul să plece de acasă, când încercați să comunicați și reușiți doar să vă scoateți ochii și el pleacă de nebun pe străzi, nu e ok, asta nu e o rezolvare. Se poate întâmpla, puteam să nu fiu eu și să fie una căreia să nu-i pese că desparte o familie. Și ție de ce ți-ar păsa? Poate pentru că am trecut printr-o situație similară și chiar dacă nu acesta a fost motivul despărțirii, nu sunt genul ăsta de femeie. Trebuie să spunem adevărul, da? Adică nu e ca și când voi ați avut o scurtă relație platonică, da? Au ieșit artificii. Da, am spus și mi-asum lucrul ăsta. A fost un moment efectiv în care nu ne-am adică mai gândit. Cu ce l-ai ajutat pe Vlad să-și repare căsnicia? Cu nimic. Ești sigur? E bine e unde sunteți? Deci el a venit în casa voastră cu o femeie pe care a cunoscut-o în autogară, au stat de vorbă despre viețile lor și au ajuns să se placă. E bine? Poate nu cunoaște de acolo. Adică ție nu-ți adică place în momentul în care soacră ta... Mai... Poftim? Poate o cunoaște de mai mult timp, da, poate dacă... cu ea mă înșală de atâtea luni de zile, de când e absent în dormitor dar și în viața mea și a copilului. Că dacă eu aș vrea să ți-l fur pe el, nu ți-aș, n-aș minți acum să, ce să spun, că a fost ceva de scurtă durată, de ce să fac asta, de ce să ți-ascund? Interesul meu ar fi, nu, să știi cât te-am mințit și cât ne-am văzut. Ei se cunosc de puțin timp. Uite, dacă nu ți se pare prea mult, poate că dacă voi nu puteți să vă înțelegeți, am putea noi să stăm puțin de vorbă. Sunt femeie, repet, la fel ca și tine. Stau de vorbă cu amanta soțului meu. Da, să știi că e mult spus, amanta. E mult spus? Da, e mult spus. A fost un moment... Inevitabil, na, gândește-te un pic la situația ei. Da. Cunoscând-o pe soția ta, ce credeai că se va întâmpla? Că va sta cu capul plecat și va zice, Vlad, te rog, iartă-mă, nu mă părăsi? Eu l-am trimis la tine. Știi ce mi-a spus soțul tău? Că vrea să ne mai vedem, că s-a simțit minunat cu mine. Știi ce i-am spus? Că nu vreau să fiu motivul unei despărțiri. Și așa este, nu vreau. Uite, dacă nu ți se pare prea mult, poate că dacă voi nu puteți să vă înțelegeți, am putea noi să stăm puțin de vorbă. Sunt femeie, repet, la fel ca și tine și nu sunt aici să-ți fac rău. Chiar dacă pare ciudat și situația e puțin... E puțin ciudat. Dar da. Până la urmă, întrebarea este asta. Vrei să lupți? Vrei să vrei repari? Să vrei să încerci? Demonstrează asta. Pentru că, crede-mă, va conta enorm de mult și pentru soțul tău. Crede-mă, în felul ăsta lasă încăpățânarea deoparte. În felul ăsta țipând la el, nu-l aduci înapoi. El s-a săturat să-i țip tot timpul în cap. Da, eu am obosit. Hotărăște-te. Ia spune, ce vrei să discuți cu mine? Dă-mi voie să spun în primul rând că mă bucur că ai venit. Chiar dacă, știu, ți se pare ciudată cumva. Ciudat? Stau de vorbă cu amanta soțului meu. Da, să știi că e mult spus, amanta. E mult spus? Da, e mult spus. A fost un moment și i-am aflat povestea. Îmi pare rău pentru situația în care vă aflați voi. Eu nu vreau să mă bag cât timp el este în situația asta. Dacă voi vă rezolvați problemele, eu îți promit că eu nu o să-l mai văd niciodată. Auzi, din câte am înțeles, tu ai divorțat de soțul tău. Da. Care a fost motivul pentru care ai divorțat? Motivele au fost mai multe, ca și la voi. Vezi? Se strâng puțin cu puțin, încă puțin, încă puțin, până când se face mult și nu se mai poate.
Soțul meu a fost cumva un bărbat minunat. Atâta timp cât am făcut ce a vrut el. Până când am vrut să-mi spun punctul de vedere și am avut și eu dorințe, am fost și eu om cu bune, cu rele, da? Și el niciodată nu a ținut cont de mine. Venea acasă, se certa cu mine, a vrut să mă țină doar la cratiță. Noi nu mai existam. Parcă îmi vorbești despre soțul meu. Tocmai de aceea îți spun. În momentul în care Vlad mi-a povestit despre voi, m-am gândit că, dincolo de toată situația asta, trebuie să existe niște cauze, că nimic nu se întâmplă așa și n-aș ști să spun de ce. Poate că toate în viață se întâmplă cu un motiv. Am simțit că poate pot face ceva pentru el. N-am să te mint. Vlad mi-este un om drag. Dar e mai mult de atât. E mai mult de a vedea un bărbat și că vreau să sar pe el. Nu vreau să ți-l fur. Dar n-am să te mint. Dacă tu nu iei atitudine și Vlad va rămâne singur, atunci da, poate că voi încerca să-l cunosc mai bine. Îmi pare rău să-ți spun asta. Eu sunt omul care nu te minte. Îți spun în față ce am de zis. Adică asum, tu ai, da, observ, ai tu poți să vii la mine în casă și să-mi spui că dacă eu nu îndrept lucrurile cu soțul meu, tu ești disponibilă să-l cunoști? Da, ce ti se pare normal? Tu realizezi ce vorbești? Draga mea, tu ești soția lui în acest moment. Eu sunt soția lui, iar tu te afli la mine în casă. Tu ești soția lui și deocamdată el a ajuns în situația asta cu mine pentru că tu ai uitat că el este soțul tău. Voi v-ați iubit la un moment dat. Asta este problema, că nu mai cunosc. Nu mai găsesc pe ea, femeia cu care eu m-am însurat, femeia pe care am iubit-o. Culmea, și ați depășit și momentul ăla mai critic, da? Adică, până la urmă, s-a născut Matei, ok, e o perioadă dificilă, un an, doi acolo, dar deja e mărit cel, adică... Trebuie să renunțe la a mai încerca să facă ea totul, asta este problema mea. Dacă vrea să o ajut, să mă lasă să o ajut. Adică tu ai mereu așteptări de la celălalt. Nu, asta încearcă este problema. Încearcă tu să faci primul pas. Dar l-am făcut de N ori, nu asta este problema mea. Că n-am o problemă să fac primul pas. Îl fac și pe al doilea și pe al treilea. Dar situația păi este că... Păi nu ai demonstrat asta acum, da? Adică în momentul în care tu ai venit frumos de braț cu Ina și te-ai prezentat în fața soției tale, inevitabil, da? Gândește-te un pic la situația ei. Da, cunoscând-o pe soția ta, ce credeai că se va întâmpla? Că va sta cu capul plecat și va zice, Vlad, te rog, iartă-mă, nu mă părăsi? Eu l-am trimis la tine. Știi ce mi-a spus soțul tău? Că vrea să ne mai vedem, că s-a simțit minunat cu mine. Știi ce i-am spus? Că nu vreau să fiu motivul unei despărțiri. Și așa este, nu vreau. Nu vreau să port eu lucrul ăsta în spate. Dar tu ești egoistă în acest moment. Ești mult prea orgolioasă. În felul ăsta o să-l pierzi pe omul ăsta. Nu trebuie să-mi spui mie ce are nevoie o femeie. Eu sunt femeie ca și tine. Și crede-mă, sunt de partea ta. L-am pus să-mi promită că va rezolva lucrurile cu tine. Dar dacă tu vei continua așa, dacă ești femeie, ok, fii tu mai inteligentă ca el. Schimbă-mă cazul. Fii liniștită că ai făcut tot ce trebuia, tot ce ți-a stat în putință. Pentru că dacă vei continua așa, îl vei pierde. Și tu poate vei rămâne singură, dar el, îmi pare rău să-ți spun, nu. Pentru că, în situația în care el va fi un bărbat liber, știe unde să vină. Sper să luați decizia cea mai bună pentru voi. Nici nu știu cum să o mai fac. Asta este problema mea. Pentru că am încercat în atâtea moduri să-i arăt cât de mult o iubesc și cât de mult mi-o doresc și cât de mult... Voi aveți nevoie să petreceți niște timp împreună, doar voi doi. Fără casă, fără... Da, adică până la urmă Matei este suficient de mare. Până la urmă aveți amândoi părinții la îndemână care vă pot ajuta. Ok, încercați asta. Încercați să mergeți împreună, știu eu, un weekend, dacă o săptămână e de nesuportat. Dar încercați, dacă vreți. Să vă mai dați o șansă. Soțul tău spune că el te iubește. Tu îl iubești pe el? Îl iubesc, bineînțeles. Mama, aveți un mod extrem de dubios de a vă manifesta iubirea. Ce e de făcut ăla? Mai aveți vreun viitor? Sau se oprește aici povestea voastră? Ar trebui să ne mai dăm o șansă. Să încercăm să fim noi doi, doar noi doi, eu și cu tine. Chiar îți dorești chestia asta tu? Da, îmi doresc pentru că și eu te iubesc. Bun, uite ce propun eu. Hai să mergem un weekend la munte. Îl lăsăm pe Matei cu mama sau cu mama ta. Are, e destul de mare. Și hai să mergem noi doi, hai să încercăm să ne regăsim, hai să încercăm să ne reîndrăgostim și să vedem dacă weekendul acesta revenim vii și nevătămați, e clar că familia noastră trebuie să continue. Bine, sunt de acord cu tine.
Perfect. Eu nu cred în puterea miraculoasă a acestui weekend în doi pe care și le-au propus cei doi soți. Pentru că Ela și Vlad nu sunt soți decât în acte. În realitate, Ela, prost sfătuită și de părinți și croită total greșit ca soție, nu are noțiunea nici măcar acelui mai elementar respect pentru partener. Ela acceptă această plecare cu Vlad pentru că a conștientizat pericolul de a-l pierde, iar asta nu poate suporta orgoliul ei. Că de iubire nu cred că poate fi vorba. În concluzie, pronosticul meu este că în maxim o săptămână Vlad se va întoarce în casa Inei și că vor fi fericiți. Și mai cred că nici măcar atunci Ela nu va recunoaște că a greșit. Ai venit, PC? Da, sunt aici. Ce, mă? A murit vecinul. Dar de ce stai tu să îți bați mintea cu vecinii? Că știi destul de bine ce fel de vecini avem. E omenește să mă faci de râs în tot blocul, zic, e omenește. Dar ce-am făcut atât de rău că am cerut niște bani vecinilor să ajutăm femeia asta? Păi tocmai! Repatrierea costă și asta bani, acte, toate așa. Am zis că, domnule, să fac și o mică atenție. Aș dori niște sandale, nu știu, ideea este că plec în vacanță. Mi-am făcut o descoperire de carne. Păi nu trebuia să faci asta. Ideea e să nu afle bărbatul. Acum îi duc și mâncare. Ești mort! Dar de fapt tu trăiești. Ia zi, mă, tu ai pus la cale cu nevastă mea ca să mort? Ți-ai înghițit limba? Și dacă ați ști adevărul, dacă ați ști de unde a început totul,